ziua de 25 octombrie rămâne în inimile tuturor ca ziua dedicată celor care s-au jertfit pentru libertatea noastră, pentru cei care slujesc țara necondiționat și aici vorbim de armată. Militarii din garnizoana Câmpulung au organizat ceremonia militară și religioasă cu depuneri de coroane de flori, desfășurată la mausoleul eroilor de la Mateiaș, monument dedicat eroilor din războiul de întregire națională dintre anii 1916-1918. Această zi deosebită se înscrie ca un reper fundamental în istoria contemporană a României. În ordinul general numărul 77 din 26 octombrie 1944, ministrul de război de la acea dată, generalul Mihai Racoviță, spunea: rămânii cu mic, cu mare, tresaltă la sunetul trâmbițelor biruitoare. Ardealul a redevenit azi, prin luptă dreaptă și jertfă vrednică, la trupul din care a fost rupt. În deschiderea evenimentului, ca de fiecare dată, s-a dat onorul comandantului batalionului 30, vânător de munte Dragoslavele, Ionuț Ilinca, și primarului municipiului Câmpulung, Liviu Țiroiu. La acest aniversar, alături de militari, s-au aflat autoritățile publice și locale, reprezentanți ai poliției, jandarmeriei, foste cadre militare, veterani de război, dar și cadre didactice și elevi de la școlile din Câmpulung. Devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care țara sărbătorește armata și pe cei care au fost sau sunt în slujba ei. I-a costit un bun prilej pentru a rememora și a cinsti faptele de vitejie ale înaintașilor, a celor care au adus suprema jertfă pe câmpurile de bătălie pentru eliberarea României de sub ocupație străină, ale tuturor celor care și-au făcut cu cinste datoria față de patrie. Această sărbătoare este legată efectiv și afectiv de obiectivele și sentimentele care au vizat întotdeauna îndeplinirea idealurilor naționale, unitate, independență, suveranitate, integritate teritorială. Dragi foști colegi, doamnelor și domnilor, ziua armatei reprezintă un eveniment semnificativ pentru întreg neamul românesc. De-a lungul timpului, armata țării, în formele ei organizatorice, specifice vremii, a fost reazimul și sprijinul existenței poporului român. Pentru că ne aflăm în Mușcel, ne aflăm într-un spațiu românesc care a fost prezent în toate vâltorile vremii, când ostașii au contribuit la menținerea stării noastre ca neam și ca credință în acest spațiu european. Preoții de la parohiile din municipiu, alături de preotul garnizoanei Câmpulung, au oficiat o slujbă religioasă pentru cinstirea și omagierea eroilor neamului care s-au jertfit pentru țara noastră. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru toți eroii ostașii și luptătorii români din toate timpurile, în toate locurile, pentru ca sletelor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Evenimentul a continuat cu o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.
devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost sau sunt în slujba ei. Defilarea militarilor din cadrul batalionului 30 Vânător de Munte Dragoslavele a încheiat evenimentul ce marchează o pagină de istorie pentru fiecare dintre noi.